O tânără mamă și bebelușul acesteia au fost transportați de urgență la spital în urma unui accident în care au fost implicate 3 mașini. Evenimentul s-a produs pe drumul național 56 în comuna Șimian. Grav rănit a fost copilul de 4 luni după ce a scăpat din brațele mamei în urma impactului și s-a rostogolit în interiorul mașinii. Un bebeluș de 4 luni a ajuns la spital în urma unui accident rutier. Evenimentul s-a produs pe DN56 în comuna Șimian. 3 mașini au fost implicate, dintre care doar 2 fiind grav avariate. Șoferul unui Duster nu s-a asigurat în momentul în care a vrut să părăsească drumul național, mașina sa fiind lovită de un BMW care circula spre Severin. Ulterior, BMW-ul s-a izbit frontal cu un autoturism ce circula din sens opus. La fața locului, pompierii mehedințeni au intervenit pentru 7 persoane implicate, însă doar 2 au fost grav rănite, o tânără de 30 de ani și minorul acesteia de 4 luni. Bebelușul a scăpat din brațele mamei, iar în urma impactului s-a răstogolit în interiorul mașinii. Un bărbat de 64 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe DN56 în afara localității Șimian, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga și nu a acordat prioritate de trecere, intrând în coliziune cu un alt autoturism condus din sens opus de un bărbat în vârstă de 31 de ani din aceeași localitate, care la rândul său a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani din localitatea Gogoșu. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a 2 pasageri din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 31 de ani. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.